Asta au strigat oamenii când Iisus a intrat în Ierusalim. Osana, aleluia, și citesc din Matei, capitolul 21, de la versetul 10, pagina din Biblie 948. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii, strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă invit să ocupați locurile, iubiți credincioși, și împreună cu toții să spunem: slăviți să fie Domnul! Faptul că am ajuns în această seară, în acest loc, este o minune, pentru că ne-a surprins această zăpadă. Am plecat cu o oră și aproape jumătate mai repede de la Brașov ca să mă încadrez să ajung aici, însă la trecerea munților, iubiții mei, am întâlnit zeci de tiruri blocate. Dumnezeu a făcut o minune și la primul tir blocat, lângă mine, a venit nu știu de unde, o mașină din aia care dă zăpadă la o parte. Normal, noi depășim mașinile alea, nu ei pe noi. Dar am zis: Doamne, dacă nu se întâmplă ceva, eu nu mai ajung la program în seara asta. Când a ajuns în dreptul meu, am semnalizat și m-am dus după ea. 30 de kilometri, mi-a făcut drum liber. Toată banda pe stânga era blocată la urcare, la coborâre, mașina asta parcă era solul lui Dumnezeu. Și ne-a ajutat să ajungem cu bine la voi și pentru asta a spus: slăviți să fie Domnul. M-au întrebat frații: la cât ajungi? Zic: la și 58. La și 58. Iubiții mei, dacă Dumnezeu a rânduit să fim aici împreună, este harul lui și este o oportunitate pe care el ne-a făcut-o ca să mai auzim Evanghelia încă o dată. Vă asigur că nici eu, nici face strugariu, n-au venit după like-uri, nici după vizualizări. Am văzut când am fost în spital în două operații câte vizualizări și like-uri am avut. Nimeni din cei care erau cu like-urile și comentariile nu erau acolo. Însă spunea o poezie că nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Astăzi am venit aici între voi ca să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, să aducem acest mesaj al Evangheliei și al pocăinței. Și am vrea ca atunci când vom pleca de aici să nu rămâneți cu numele noastre, însă din toată inima îmi doresc să rămâneți cu Iisus în inimă. Amin. Să nu fiți ca și oamenii aceștia care atunci când Iisus intră în Ierusalim, că l-are pe un măgăruș, ei strigă Osana și după câteva zile strigă răstignește. Să fim oamenii aceia, iubiții mei, care să rămânem lângă Iisus, indiferent ce împrejurări trăim, indiferent ce probleme avem. Uitați-vă, 5.000 de oameni la înmulțirea pâinilor, 70 de ucenici, 12, 11, după ce pleacă Iuda în seara cinei afară, 3 înghețimani, unul la cruce. Pe cum te apropii de suferință, de pocăința aia care cere jertfă, care cere lacrimi, care cere renunțare, care cere cuie, care cere coroană de spini, pe așa mulțimea scade. Noi ne bucurăm că e plină biserica astăzi. Însă vreau să vă spun că adevărații oameni al lui Dumnezeu nu sunt cei prezenți doar la evenimente, ci cei prezenți în viața bisericii la fiecare serviciu divin. Și spun: Doamne, fă să fie așa biserica la fiecare program. Iubiții mei, vreau să ne uităm la ceea ce spunea Domnul Iisus aici, un mesaj pe care seara la ora 11 l-am primit de la Domnul: casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar cine? Diavolul. Voi, o zis. Iubiții mei, știți că fiecare dintre noi avem această putere în noi să transformăm un loc minunat într-o peșteră de tâlhari. Am fost cu fața strugariu în urmă cu un an și jumătate să luăm interviu la o femeie care a locuit în București pentru câțiva ani. Și ne spunea printre lacrimi, găsiți interviul pe YouTube, o zis: când am intrat în ziua nunții în casă,
soțul, încuiatul sau după mine și mă așteptam să aud cuvinte frumoase. Și mi-au spus următoarele cuvinte: bine ai venit în iad. Și au zis: frate Cristi, frate Stilică, exact așa a fost căsătoria noastră. Fraților, zice, nu mi-am imaginat că un mire la costum cu papion, nu mi-am imaginat că un om care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, cum de-am declarat foarte mult la referendum, că suntem creștini, poate să-mi spună astfel de cuvinte. Și ne-a mai spus ceva și ne-a marcat. În ziua când a trebuit să-mi scot copiii din casă pentru că am fost scoși afară, l-am rugat doar atât: nu-mi trebuie apartament, nu-mi trebuie frigider, nu-mi trebuie nimica. Lasă-mă să intru, zice, să iau ghiozdanele copiilor, că mâine merg la școală prunci ăștia. Și-au zis: nu-ți dau voie. Și-au trântit ușa în față. Iubiții mei, pentecostali, catolici, ortodoxi, nu contează ce religie aveți. Vreau să vă spun că în noi există o putere extraordinar de mare. Putem transforma un loc slab, un loc falimentar, un loc dezastruos, cu câțiva meșteri extraordinari, cu câțiva faianțori, cu câțiva instalatori, putem să-l facem palat. Dar mai există în noi o putere, dacă trăim fără Dumnezeu și dacă nu ne interesează veșnicia, putem transforma un palat, putem transforma o biserică, putem transforma o familie frumoasă într-un loc de iad, într-un faliment, într-o peșteră. Și vreau să mă uit în această seară împreună cu dumneavoastră la patru lucruri care nu sunt în peșteră, dar ar trebui să fie în fiecare biserică, în fiecare familie și în fiecare inimă. Amin. Amin. În primul rând, iubiții mei, în orice peșteră veți merge, veți observa că lipsește, în primul rând, lumina. Lumina. În peșteră este întuneric, lilieci, insecte, scorpion, rozătoare, broaște, șerpi, șopârle. La astfel de vietăți le place întunericul. Și Biblia ne spune că lumea în care trăim zace în cel rău, zace în întuneric. În Isaia capitolul 9 spune Biblia: peste țara lui Zabulon, la Neftali, este un mare întuneric. Cel care a venit în lumea noastră să ne scoată din peșteră, să transforme viața noastră din ceva întunecos în ceva luminos, este Iisus Hristos. Și Iisus spune în Ioan capitolul 8:12: eu sunt lumina lumii. Dar ascultați, vă rog, continuarea. Nu spune cine aude o predică pe YouTube. Cine vine la un eveniment și se oprește la atât. Nu. Cine mă urmează? Pe mine. Nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Doamne, lasă lumina ta peste noi în seara aceasta. Iubiții mei, foarte mulți dintre noi rămânem doar la o predică. Mi-a dat cineva într-o zi o poză, a zis: Cristi, uite aici niște oameni, erau cu lăzile de bere, cu cartușele de țigară, au zis: le place foarte mult cum predic, zice. Foarte mult. Și am zis: vreau să văd o poză în care acele lucruri să fie înlocuite cu o scriptură, cu niște plase cu alimente duse la săraci, cu o haină albă de botez, cu altceva. Iubiții mei, Iisus Hristos nu caută oameni care să dea like-uri la predici, care să-i placă ce fain a vorbit el, ci caută oameni care să dormeze. În momentul și în seara în care te vei decide: Doamne, de astăzi nu mai sunt doar un fan, că și la Erod îi plăcea cum predica Ioan, până ce eu predica lui. De astăzi, Doamne, vreau să fiu un urmăritor al Tău, un follower, cum se spune. Iubiții mei, Iisus nu se oprește doar la atât. Iisus nu spune: eu sunt lumina lumii, voi sunteți toți vai și amari. Nu, Iisus spune așa mai departe, Matei 5:14: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Să știți că orice bec care îl aveți acasă n-are nicio valoare câtă vreme e în dulap. Un bec cu adevărat are valoare în momentul când îl conectezi la sursă, la o instalație. Iisus Hristos este sursa noastră. Ceea ce vrea de la fiecare dintre noi este ca noi astăzi să ne conectăm la acea sursă. Și iubiții mei, făcând acest lucru, noi vom duce lumina nu doar în biserică, o vom duce la noi în casă. O vom duce într-un spital, într-un orfelinat. Citeam despre faptul că cu câteva secole în urmă, într-un sat de munte din Europa, un nobil bogat se întreba: mă, ce să lasă în urma mea? Aș vrea ca sătenii mei să beneficieze de ceva din ceea ce am strâns, am acumulat eu. Și s-a gândit: hai să le fac o biserică. Nimeni n-a avut permisiunea să vadă nici planurile bisericii, nici construcția, până când lucrarea n-a fost terminată.
În momentul când s-a inaugurat biserica, oamenii s-au strâns, s-au minunat de frumusețea noii biserici. Toate erau perfecte, toate erau făcute cu grijă, toate erau la locul lor. O capodoperă desăvârșită. Până când la un moment dat cineva a spus așa, dar unde sunt lămpile? Că nu erau curent pe atunci. Unde sunt lămpile? Unde sunt făcliile? Unde sunt lumânările? E besnă înăuntru. Cum o să fie luminată biserica asta? Și atunci nobilul a făcut un gest care a rămas în istorie, iubiții mei. A luat nobilul câte o lampă și l-a dat-o la fiecare dintre membri și a spus următoarele cuvinte pe care mi le-am scris aici. Ori de câte ori veți fi aici, locul unde veți sta va fi luminat. De fiecare dată când veți lipsi, locul vostru va fi întunecat. Aceasta ca să țineți minte, că dacă nu veniți la biserică, o parte din casa Domnului rămâne în întuneric. Iubiții mei, vreau să vă spun că este loc aici pentru toți. Și dacă nu mai este loc, vreau să vă dau o veste bună, se pot face biserici mai mari. Dar întrebarea mea este, te vei decide din seara aceasta să arzi pentru Hristos? Să arzi pentru o cauză bună? Am observat ceva, foarte pioși suntem în biserică. Am văzut omul își face cruce când merge până lângă o biserică, după ce l-a dat coțul, să vezi cum înjură. Zice, pace la biserică, pacea Domnului. Și când o plecat, zice, ceau. Știți? Hai! Știți? Iubiții mei, Dumnezeu astăzi, vreau să vă spun că vrea să ne învețe ceva de la lumină. Lumânarea luminează oriunde, nu numai în biserică. Oriunde. Apoi, lumânarea niciodată nu se plânge că e prea mare întunericul. Eu n-am pățit la mine acasă să încerc să aprind becul și să zică becul, nu pot să arc, că e prea gros întunericul. Iubiții mei, o lumânare cât de mică ar fi, poate lumina, indiferent cât de gros e întunericul. De aceea acolo unde lucrezi, acolo unde ești la școală, nu știu, poate în Cluj, la facultate, 100.000 de studenți avem în Cluj, din întreaga Românie. Ascultă-mă, dacă l-ai pe Iisus, poți străpunge cel mai gros întuneric. Vă mai spun ceva, lumânarea, iubiții mei, se topește și se consumă luminând. Se topește și se consumă luminând. Vreau astăzi să te întreb, ești o lumânare care se consumă sau ești o lumânare de design? Știți că sunt lumânări de design? În Londra a fost o pană foarte mare de curent acum câțiva ani și autoritățile au anunțat din timp această pană de curent. Oamenii au zis, bă, n-o fi chiar așa grav. Unii au mers și au luat lumânări când au văzut că totuși nu-i de glumă și că pana de curent ține destul de mult. Au alergat oamenii disperați în magazine, au tras din rafturi în plase, direct, la casă. Numai ce nu și-au dat seama era că tot ce-a rămas pe rafturi erau lumânări de design. Care nu au putut să le folosească nimeni. Iubiții mei, aș vrea astăzi orice creștin de design să fie transformat într-un creștin care arde pentru Hristos. Ascultă-mă, într-o zi arderea ta se va termina. Am observat oameni care ard pentru lucrurile materiale. Dacă e vorba de bani, spunea un preot, merem până la capătul lumii. Când e vorba de Hristos, nu merem până la biserica din colț. Mere românul până în Spania pentru 500 de euro în plus la căpșuni. 3 zile și 3 nopți cu autocarul. Nu l-a us să înjure, să blastă. Cine m-a opus de a-mi ține noi programul 3 zile și 3 nopți? La ProTV ajunge a doua zi. Jal ar fi. Dar uitați, pentru bani, o moarte, pentru o mașină scumpă, până în Germania nu doarme. Nu închide un ochi. Iubiții mei, te întreb astăzi, care-i cauza pentru care te consumi? Care-i cauza pentru care arzi? Ce vor spune cei prezenți la mormântarea ta când vor vedea ceara care a rămas? Că într-o zi doar ceara mai rămâne de noi. Vor putea spune, a meritat arderea? Spunea cineva așa, lemnul bun, lemnul rău, aceeași cenușă, dar nu aceeași ardere. Aceeași cenușă, dar nu aceeași ardere. E diferență între becul care luminează în discotecă și care mai face doi să trăiască în concubinaj și să mai spargă două familii. Sau un bec care luminează o mamă care citește poate cu copiii Biblia acasă. E diferență. Aceeași cenușă într-o zi, dar nu aceeași ardere. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să aprindă lumina inimilor noastre, lumina vieții noastre. Asta îmi spune mie că nu mai ești în peșteră, când arzi pentru Iisus, când ești aprins pentru El. Încheie primul punct spunându-vă că John Gedi, în 1848, într-o biserică din Canada, se ridică în picioare, o biserică micuță, și spune, vreau să mă duc să ard pentru Dumnezeu. Dar unde vrei să mergi? În Vanuatu, la canibali. Oamenii au zis, mă, stai jos, stai liniștit, că o să te mânci acolo.
O să fie dezastru, o să fie jale de tine. Vrei tu să faci acum ceva? Omul ăsta s-a ridicat, a plecat, a ajuns acolo la finalul anului 1848 și timp de 24 de ani, iubiții mei, omul acesta a transpirat pentru Iisus, a lucrat pentru Iisus, i-a învățat pe canibalii aceia de la zero ce înseamnă muncă, ce înseamnă literatură, ce înseamnă citire, scris, ce înseamnă religie, ce înseamnă spiritualitate. Istoria spune că după 24 de ani a murit, epuizat, acolo între ei, stins, consumat pentru ceva bun. Băștinașul din acel loc, pe zidurile bisericii înălțate de canadian, a scris următoarele cuvinte. Când John Gedi a ajuns aici, nu era niciun creștin. Când John Gedi a plecat, nu mai este niciun păgân. Când John Gedi a ajuns aici, nu era lumină. Când John Gedi a plecat, nu mai era întuneric. Iubiții mei, ce vor scrie oamenii când vei pleca tu de aici? În al doilea rând, iubiții mei, un al doilea lucru care nu este în peșteră și ar trebui să fie în biserică. Și vreau să vă spun că noi formăm biserica. N-are cum să fie în biserică ceva dacă nu e în inima mea ceva și nu e în casa mea ceva. Este căldura. Nu o să găsiți în peșteră șemineu, nici încălzire în pardoseală. Nu o să găsiți în peșteră soare, nici lună. Nu este căldură într-o peșteră. Și a spus Iisus, ce mă doare când intru în Ierusalim și intru în templu, este că v-ați răcit. A ajuns tot un ritual. Hai să mergem, zice, că-s Paștele, mă zice, mai. Nu stăm acum ca și atei acasă. Hai să mergem să facem și noi ceva. Iubiții mei, în peșteră e frig, în biserică vreau să vă spun o veste bună, e cald. Dar nu e cald din cauza centralei, ci e cald din cauza a ceea ce spune Petru în 1 Petru 1 cu 22. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, 1 Petru 1 cu 22, dacă poți te rog să pui, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Cum e dragostea ta? Am văzut tinerii când scriu pe TikTok sau pe Instagram, KMF. Știți? Am fost în America și m-au întrebat mulți, how are you, ce mai faci, cum ești? Eu am crezut că chiar ești interesat și încercam, începeam să le spun cum sunt. Dar nu mă interesează, zice, eu așa te-am întrebat, zice. Care e dragostea care o avem, iubiții mei? Vedeți, numai omul care vine din Dumnezeu poate să aibă dragostea aceea care depășește soția și prunce doar. Că zis, Domnul, dacă iubiți numai pe aia care vă iubesc, ce lucruri neobișnuit faceți? Știți că creștinii sunt chemați să facă lucruri neobișnuite? Mă, dar de ce te-ai oprit să ridici pe ăla din șanț? Că nu-i neam cu tine, nu-i unchi, nu-i verișor, pentru că vreau să fac un lucru neobișnuit. Dar te-ai oprit la o mamă văduvă să mergi să duci nu știu ce sandwich-uri. Dar de ce faci asta? Pentru că suntem chemați să facem lucruri neobișnuite. Iubiții mei, nu poți să faci lucruri neobișnuite cu o dragoste obișnuită. Uitați-vă, foarte multe căsătorii, oamenii se căsătoresc. I love you, zice. Je t'aime, că nu mai știu română acum, am franceză și engleză. Da? Uitați-vă, și din trei căsătorii în România, una ajunge la divorț. Din ce cauză? Și de ce? Vorbeam la seara cu soția exact despre subiectul acesta. Pentru că dragostea eros vine și pleacă. Dragostea agape vine și rămâne. Și de asta ai nevoie, iubiții mei, de o dragoste care nu există în peșteră, ci numai în biserica lui Hristos. Și spun, Doamne, dă-ne la fiecare în seara asta. Într-o seară de iarnă plină de alb și alunecoasă ca sticla, mărturisea un tânăr, tata ne-a pus pe sane, pe mine, un adolescent, și pe fratele meu. Ne-a acoperit bine cu pătura și am plecat către biserică. Era o duminică minunată, iar fâșâitul zăpezii sub tălpicii săniei ni se părea ca un zbor de îngeri. Numai becurile se vedeau, la ora aia seara, iarna era întuneric, sub pătura era cald. Nici nu știu cum am ațipit și la o smucitură a sânii am alunecat. Am tresărit, dar zăpada mi se părea atât de frumoasă și de moale că am început să mă joc cu ea, deși vedeam cum sânia se îndepărta pas cu pas. Apoi am început să stric, dar tata și fratele meu nu mă puteau auzi, se îndepărta, se dă prea mult. Am încercat să mă ridic, dar deja mi-era fric și mă încărcase zăpada. Dintr-o dată l-am văzut pe tata și pe fratele meu venind în fugă înapoi. Eram acoperit de zăpadă, plângeam, iar lacrimile aproape îmi înghețaseră pe față.
Tata m-a luat, m-a scuturat de zăpadă și m-a așezat din nou pe sanie lângă fratele meu, acoperindu-ne iarăși bine. De data asta, pe lângă pătură, ne-a legat cu cordonul hainei lui. Cum v-ați dat seama că am căzut? Am întrebat în șoaptă pe fratele meu. Că nu m-ați auzit când am strigat. Când mi s-a făcut frig la spate, mi-a șoptit fratele meu. Iubiții mei, spunea acest adolescent, am ajuns la biserică și păstorul vorbea despre dragoste, despre căldura ei, despre Dumnezeu. L-am prins de mână pe fratele meu, plângea. Și eu plângeam și cred că și tata plângea. Simțim că ni se face frig, înseamnă că fratele nostru a căzut, înseamnă că are nevoie de noi. Înseamnă că noi avem nevoie de el. Trebuie să-l anunțăm imediat pe tata. Mai ai dragostea asta? Că poate unii întreabă, dar de ce e nevoie de Duhul Sfânt? Prima roadă a Duhului Sfânt este dragostea. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu lăsăm haina dragostei pe umeraș. Citesc Coloseni 3:14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Iubiții mei, de multe ori lăsăm dragostea pe umeraș și luăm mânia, răzbunarea, neiertarea. Avem proasta impresie, iertați-mi cuvântul ăsta, că dacă ținem ură pe cineva, omul ăla va fi blocat din cauza urii noastre. Nu. Mă sună cineva din Germania, frate Cristi, 4 ani de zile te-am bârfit, când auzeam numele tău, nu mai puteam, parcă ceva fierbea în mine. Nu te suporta. Am sunat să cer iertare. Zic, omule bun, nici n-am știut, eu te iert, oricum nu m-ai supărat, nu m-ai jignit. Dar știi ce mi-a zis? 4 ani am fost blocat din cauza neiertării. Știi ce i-am spus? Nici eu. Eu nu. Eu nu. Iubiții mei, omul care e plin de dragoste nu poate fi blocat de nimica, că nu există nimic care să poată opri dragostea. Cât de mult iubești astăzi? Spunea Vorbant, nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a suferit, ci cât de mult a iubit. Există o dragoste, iubiții mei, pe care o avem toți, cât timp totul ne merge bine. Spunea cineva către soțul ei, dragă, așa mă bucur dacă câștigi 3.000 de lire pe lună. Toată viața o să stau lângă tine cât timp câștigi așa. Numai că într-o zi soțul ăla și-a pierdut locul de muncă, a ajuns pe ajutor de șomaj și ea a plecat. Pentru că există o dragoste care o au mulți. Dar există o dragoste despre care spune Ioan 13:1. Iisus care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Există, iubiții mei, o dragoste care trebuie să ajungă la cuie și să treacă de cuie. Să ajungă la calvar și să treacă de calvar. Există o dragoste care nu se oprește numai la exterior, ci merge indiferent de boală, de faliment, de probleme. Simt astăzi că e nevoie Dumnezeu să facă reformă în multe familii. S-a răcit ceva, iubiții mei, nu observați că s-a răcit. Un frate era plecat în misiune, trimis de un bord de conducere puternic într-o altă țară și soția ei s-a îmbolnăvit la un moment dat și o dat de Alzheimer. Și omul acesta a zis, de astăzi vreau să mă ocup mai mult de soția mea, o să slujesc mai puțin și mă voi ocupa mai mult de ea. Și bordul de misiune i-a spus așa, îți trimit în bani să angajez menajeră, asistentă, medic, ce vrei tu? Tu du-te și fă ce ți-am spus să faci. Și bordul a spus așa, ea oricum, din cauza Alzheimerului, nu mai știe cine ești. Știi ce a răspuns el? Ea nu mai știe cine sunt, însă eu știu cine este ea. Doamne, lasă dragostea asta peste noi. Vă spun câteva versuri care mi-au venit aseară în minte, al lui Traian Dors. Dragostea care nu doare, n-are roadă, numai floare. N-are lacrimi, ci înșelare, n-are viață, nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge, nu se înalță, ci coboară, nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte, nu e în soare, ci e în ceață, nu încălzește, ci îngheață. Dragostea ce nu-i curată, nu trezește, ci îmbată, nu rămâne, ci trădează, nu înălbește, ci întinează. Numai dragostea divină nu te arde, ci te alină, nu te lasă, ci te ține, orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și-l lasă și cu nuna nu-și desparte nici în viață, nici în moarte. Doamne, lasă dragostea asta peste noi astăzi. Amin!
În al treilea rând, iubiții mei, un al treilea lucru care lipsește dintr-o peșteră și ar trebui să fie în fiecare biserică și în fiecare creștin care spune că umblă cu Dumnezeu, este mâncarea. Nu o să găsiți piersici în peșteră, nici ananas, nici banane, nici roșii, nici castraveți. Lipsa luminii, lipsa resurselor, lipsa nutrienților necesar vieții nu vor face să crească ceva în peșteră. Iubiții mei, tot ce poți să mânci în peșteră îți nădejde de înșelătoare. Atât. Și unii care au poftă bună la asta, să știți. Citesc din, din Ieremia 7 cu 8. Ieremia 7 cu 8. Ascultați. Dar iată că voi mâncați. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Iubiții mei, vă spun câteva nădejde pe care le mănâncă oamenii care stau în peșteră. Ascultați prima nădejde. Frate păstor, ce-o fi cu toți, o fi și cu mine. Asta e o nădejde care o mănâncă în timp ce mai sparge un pahar de alcool, în timp ce mai bagă un pachet de țigări, în timp ce se mai uită la o poză murdară. Auzi, ce-o fi cu toți, o fi și cu mine. Iubiții mei, dacă Dumnezeu ăsta pune o mamă cu copil lângă o mamă care a crescut câini și pisici, dincolo, în același loc, înseamnă că nu-i drept. Dacă Dumnezeu pune un bărbat care își bate nevasta lângă un bărbat care are grijă de soția lui și de copiii lui, înseamnă că ceva lipsește universului și nu-i Dumnezeu perfect. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Nu vă amăgiți cu ce-o fi cu toți, o fi și cu mine. Cei mai mulți, spune Biblia, că merg pe calea cealaltă. Cei mai puțini merg pe calea îngustă. O altă nădejde înșelătoare pe care o mănâncă oamenii care stau în peșteră, ascultați, unde merg toți? Mai merg și eu. Mai merg și eu, zice. Nu, nu e adevărat. Să te păzească bunul Dumnezeu să mergi acolo unde merg cei mai mulți români. Să te păzească, Domn. Auziți, o altă nădejde înșelătoare. N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casă nimănui. Deci e obligat Dumnezeu, dacă n-am făcut așa două păcate, să mă bage în rai. Nu. Biblia spune că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Cum stai cu lucrurile astea? Pune-mi, te rog, Ioan, capitolul 6, cu 35, ca să vedem ce putem mânca în biserică. Care e hrana care o putem consuma în momentul când devenim cu adevărat creștini? Auziți? Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Îți faci timp să mai mănânci din pâinea asta. Ați văzut video-ul ăla care a circulat pe TikTok, pe WhatsApp, pe asta, 2 milioane și ceva de vizualizări. A intrat un băiat într-un peco și a zis, cine știe un verset din Biblie, eu îi fac plinul, eu îi plătesc plinul. Avea 500 de lei în mână și un card. Așa ciudele fără la oameni că nu știa unul. Unul nu știa un verset în Biblie. O femeie dintr-o mașină a zis, dar auzi, dar numai din Biblie? Ar fi ceva biogi, mafia, paraziții, ceva, știți? Vacanța mare, nu zâmbiți că nu uite zâmbit. Ai paraziți în casă că ascult paraziții, ai mafie, ai ascult, nu? Că suntem robii a ceea ce ascultăm, ce ne intră în mintea noastră, nu? Un evreu din 15 oameni a reușit să spună un verset din Biblie și ăla nu era român. Ne-am declarat 90 ceva la sută creștini la recensământ și din 15, unul singur știe un verset. Nu știu cum vă dau vouă calcul, dar mie nu-mi dă 90 ceva la sută. Iubiții mei, asta vrea diavolul. Creștini fără Scriptură, creștini fără biserică, creștini fără Dumnezeu. Dacă vrei să fii astăzi nu în peșteră, ci în biserică, ia acest cuvânt acasă, citește-l. Cel mai important lucru într-o căsătorie, ascultați-mă bine, nu-i parchetul, nici draperiile, nici banii. E comunicarea. Eu trebuie să vorbesc cu soția și soția vorbește cu mine. Dacă n-am vorbit o zi cu ea, ascultați-mă, orice femeie înțelege faptul că ascunzi ceva, că ai pe altcineva sau când te plictisește ea sau că sunt ceva probleme. Îți faci timp să mănânci din pâinea asta în fiecare zi? Am fost cu fratele Coronel Ducanu, pastorul bisericii noastre, la o soră văduvă. E văduvă de mai bine de 17 ani. M-am uitat în stânga, în dreapta, am văzut că n-are telefon, n-are tabletă. Și am zis, dar nu vă plictisiți toată ziua. De 17 ani, fără laptop, fără calculator. Ce faceți toată ziua? Și o zis, de Cristi, dincolo, într-o cameră, am 66 de canale. M-am gândit, cine bagă 66? Digiu, Telecomul, cine bagă 66? O zis, a doua oară la canalul Ezechiel. Pentru mine, cuvântul ăsta
e ceea ce iubesc cel mai mult. Din asta mă hrănesc. Tu câte canale ai acasă? De unde te alimentezi? Iubiții mei, la fel cum eu am nevoie să mănânc de două sau de trei ori pe zi fizic, sufletul meu are nevoie să mănânce spiritual. Știi de ce nu poți să renunți la poza aia care își cere să dai click? Știi de ce nu poți să reziști și ispitei? Pentru că nu ai cuvânt în tine. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne dă putere. Eu dacă cineva mă urăște, nu pot să mă duc cu tancul la el. Că nu se spere demonii de tancuri, ci se bucură. O zis Isaac Sirul, dacă ești în pace cu frații, ești în ceartă cu demonii. Dacă ești în ceartă cu frații, ești în pace cu demonii. În momentul când trebuie să lupt cu un vecin care nu mă suportă, cu unul care mă înjură, care mă blastă, care scoate vorbe rele, eu ca să întorc bine pentru rău, eu am nevoie de o putere specială și această putere vine din Evanghelie. O zis Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. O zis Victor Hugo, Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică, nu prăjitura unei ocazii festive. Pâine zilnică. Sir Walter Scott, celebru scriitor englez, când era pe patul de moarte, avea pe ginerele lui Lockhart lângă el și a zis către ginerele lui, citește-mi ceva din carte. Și a zis ginerele, dar din care carte? Pentru că aveți 20.000 de volume în bibliotecă. Era un scriitor renumit. Și a zis Walter Scott, pentru mine nu există decât o singură carte, Biblia. Tu câte cărți ai? Iubiții mei, omul care iubește Biblia este omul care îl iubește pe Dumnezeu. Dacă spui că vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu cel mai mult vorbește prin cuvânt. Doamne, vorbește-ne și astăzi. Edmund Burke, mare om de stat englez și orator fără pereche, a declarat așa, toată viața mea am citit Biblia dimineața, la prânz și seara. Obiceiul acesta mi-a fost de mare folos. Iisus Hristos, când a stat față în față cu diavolul să fie ispitit, cu ce a venit? Cu agheu? Cu relații? Cu tribunalul? Cu avocați? Nu! Că demonii nu se sperie de lucrurile astea. Au venit cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu cunoști o altă armă în afară de cea pe care au venit cu o folosită-o Iisus, înseamnă că ești mai tare ca Iisus. Este scris! Este scris! Fata că zice, dar unde scrie în Biblie de tatuaje, de fumat, de droguri, de cannabis? Că n-am găsit! Știți unde scrie? Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Gladstone, om de stat englez, fost prim-ministru, în vreo patru rânduri scrie următoarele în prefața unei ediții a Bibliei. În singurătatea unei odăițe, în liniștea nopții, pe patul de suferință, în fața morții, pretutindeni, Sfânta Scriptură stă alături de noi. Cuvintele ei vindecă și alină, îndreaptă și îndrumă, întăresc și dau îndemn spre tot ce-i bun. Te întreb astăzi, nu te religie ai, te întreb astăzi cât de mult citești cartea asta în fiecare zi. Iubiții mei, închei punctul al treilea și mă duc la ultimul. Mi-a cerut băiatul meu, Ianis, când a primit prima Biblie de la noi, în urmă cu vreo un an jumate, tati, scrie-mi ceva pe carte. Și am scris ce spunea Moody, cartea aceasta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de cartea aceasta. Ascultă-mă ce spun astăzi. Pe cum ești de aproape de Biblie, pe așa departe ești de păcat. Și pe cât de departe ești de Biblie, pe așa de aproape ești de păcat. Iosua 1:8, a zis Dumnezeu către Iosua, cartea aceasta legii să nu se... Ai grijă, a spus, la distanță. Să nu se depărteze de gura ta, de ochii tăi, de tine. În ultimul rând, iubiții mei, în peșteră, mai lipsește ceva. Aerul. Aerul e foarte îmbăxit, foarte închis în peșteră. Peștera are o singură intrare și mă gândeam astăzi, asta vrea să facă diavolul. Te bagă acolo și apoi îți acoperă intrarea. Și îți ajunge căsătoria în faliment, viața în faliment. Ajunge în fața morții și strângi la doctor. Doamne, doctor, faceți ceva, că nu-ți pregătiți să mor. Iubiții mei, cu ce putem compara aerul în Biblie? Vreau să vă spun că nu putem mânca neîncetat, nu ne putem spăla neîncetat, nu putem lucra neîncetat. Însă există un lucru pe care fiecare din voi de aici îl faceți involuntar. Respirația. De 22.000 de ori în 24 de ore respirăm aproximativ fiecare dintre noi. 22.000 de respirații. Și fiecare respirație este un acord din partea lui Dumnezeu că încă ne iubește, că încă ne dă viață, că încă ne mai dă binecuvântare, sănătate.
Doamne, să mulțumesc. Dacă v-ați obișnuit cu aerul, mergeți un pic pe la ATI, la aia cu masca de oxigen pe față. Să vedeți cum o să vedeți obișnuiți imediat. Iubiții mei, spune Biblia în 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Să știți că omul care e în peșteră se roagă numai când are bacul. Atunci trimite bilete, rugați-vă, zice, ca să încadă ce am învățat. Dar nu prea am învățat nimic. Aia e problema. Știți? Omul care e în peșteră se roagă, știți când? La ATI. Cu capul sus, în aparate. Doamne, zice, acum am nevoie de cine? Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Nu vă garantez că dacă vă pocăiți o să scăpați de ATI. Din 3 oameni, 2 mor de boli incurabile. Ce vă garantez este că acolo în spital, dacă l-ai avut pe Iisus când ai fost sănătos lângă tine, va fi și El când ești bolnav lângă tine. Era Daniel în groapa cu lei. Nu a făcut nicio rugăciune, nu a sunat niciun proroc, nu a făcut nicio liturghie, nu a intrat speriat, nu s-a agățat cu degetele de cărămiză de pe marginea gropii, împărate, a înglumit, nu spau că Israel știe că... Nu. A coborât la 80 de ani, bătrânul Daniel cu părul alb. Coboară cu demnitate în cuptor. Pentru că fiecare jertfă trebuie trasă cu sare. Fiecare aur trebuie să fie intrat în cuptor, în foc. Nu o să scap nici tu, nici eu. Pentru aia spune cântarea, ce-i face în suferință dacă astăzi nu-ți aduni răbdare prin credință și har? Prin rugăciuni. Și intră Daniel în groapa cu lei, pentru că atunci când era mare om de stat, în guvern, în parlament, spune Biblia în Daniel, capitolul 6, că de 3 ori se ruga pe zi cum făcea și mai înainte. Să zic că, frate, păstor, uite aici 1000 de euro, voi cu bătrânii mergeți la rugăciune, eu n-am timp. Eu sunt cu acte, cu meeting-uri, cu ședințe, cu multe. Vreau să vă întreb, sunteți careva mai ocupați ca Daniel? Că n-aveți timp și n-avem timp de rugăciune? Iubiții mei, vă implor astăzi, nu vă cunosc pe mulți de aici, nu lăsați rugăciunea pentru ultimele momente din viață, că s-ar putea să fie prea târziu. Frate Cristi, m-a zis cineva, dar tu n-ai văzut pe tâlharul ăla care s-a mântuit în ultimul ceas? Și am zis, dar pe ăla care nu s-a mântuit, nu l-ai văzut? Erau 2 și lângă amândoi era Iisus. Cine îți garantează ție că în ultimele secunde din viață va fi Iisus lângă tine sau un slujitor lângă tine să spună Evanghelia? Nu lăsa pe ultima zi din viață rugăciunea. Citeam despre faptul că în secolul 17, în Germania, într-o căsuță modestă și umilă, o mamă își trăia ultimile clipe. Copiii erau adunați lângă ea. Cea mai săracă casă din orașul ăla era casa ei. Și în ultimele momente, o zis către copiii ei următoarea propoziție. Iubiții mei, zice, v-am strâns o comoară foarte mare. Și copiii parcă uitau pe moment că mama moare și că trebuie să fie necăjiți cu lacrimi în ochi. Și unul dintre copii a zis, mami, care-i comoară? Unde-i comoara? Unde-i pus-o? Să mă duc să o iau, să o văd. Și a zis, mama, v-am lăsat o Biblie pe care am citit-o de mai multe ori de la capăt la coadă. Când o veți deschide pe fiecare pagină, veți găsi lacrimile mele. De câte ori am citit cartea asta, v-am adus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pe fiecare dintre voi. N-am să vă dau bani, n-am să vă dau pământuri, n-am să vă dau case. Dar vă dau ce mai de preț, Scriptura și rugăciunea. Istoria spune că printre cei micuți de acolo era Bartolomeu Zinghebalg. Primul misionar protestant în India. O murit mama, a luat Biblia mamei, a citit-o, a văzut lacrimile ei. Știți că în momentul când cineva moare, la cimitir acolo, când se aruncă pământul peste sicriu, poți să acoperi doar ce a fost material. Atât. Pământul, iubiții mei, nu poate acoperi ziua de post, rugăciunile, milostenile, credința, nimic din ce e nematerial nu poate fi acoperit de cei materiali. De aceea, în această seară, vă recomand, nu mai strângeți mult să le lăsați la copii, că am văzut în familii care au avut mult și azi sunt tribunale. Și azi sunt tribunale. Să le dea, să aibă și o zis, dar stai că la mine mai... Dar Lamborghini parcă era meu, nu Ferrari, Lamborghini era meu, zice.
Auzi, ce poți să-i lași copilului tău, știi ce-i? Rugăciunile tale, sfaturile tale, exemplul tău personal, îl vor însoți toată viața. Iubiții mei, eram în Italia săptămâna trecută, un weekendul trecut și am întâlnit acolo un copil, m-a așteptat la final. De multe ori ca predicator ne grăbim și recunosc, eu cel puțin recunosc asta, când știu că mai am de condus 4-5 ore până acasă sau îți plecat peste hotare și pleci la 4 dimineața cu avionul, te grăbești să te dai jos de la avion și să mergi direct să te odihnești. Însă copilul ăsta mă aștepta, era la cineva în brațe, la un frate în brațe, îl chema Timotei, la 5 luni mamei i s-a cerut să avorteze, pentru că copilul avea niște probleme. După naștere a intrat direct într-o operație de 7 ore, azi are 6 ani, peste 600 de vizite la doctor și deja a trecut de 7 operații. M-a mișcat mult că o trecut până operații, că au fost de 600 de euro la doctor, dar cel mai mult știu ce m-a mișcat. Un băiat de 6 ani a zis, frate Cristi, de câteva zile mă rog pentru tine. De câteva zile nu mă urc în pat seara. Până nu-i spun Domnului să-ți dea cuvânt, să-ți dea har, să-ți dea putere. Știți ce m-am gândit? Oare mașina aia de zăpadă care astăzi o trecut pe lângă mine și nu știu cum ne-a ajuns din spate? Oare nu cumva a fost un răspuns al rugăciunii unui copil de 6 ani? Ne-am uitat și eu și voi ani de zile la oamenii care parchează ceva sau care au ceva în buzunar sau care au ceva de îmbrăcat. Iar arătam la soție ieri cu supărare, cu dezgust, un video pe TikTok în care, că acum e un drog în școală, am observat, să spui outfit-ul. Să spui așa în fața telefonului, din picioare până sus, câți bani ai pe tine. Și un băiat de 16 ani era îmbrăcat de 83 de milioane, 8.300 de lei. Eu m-aș fi gândit, câte pachete cu alimente facem noi la miros de cer cu banii ăia, vă speriați. Trăim o vreme când asta e valoarea. Adidas-ii și eu și soția ne-am speriat. 43 de milioane. Haideți să vă spun ceva ce am spus soției. Avem multe pe noi și avem puține în noi. Avem multe pe noi. În buzunare iPhone 14 și nu ne sunăm părințe. Dar avem telefon de ultimă generație. Eu am pățit când a murit mama uneia de la noi din zonă, o sunat în Franța băiatul. Eu îi cumpăr sicriu, zice, cât 1000 de euro, nu contează! Dar eu știam că nu sună pe maică să ani de zile. Dar acum de imagine se vadă satul că el s-a ocupat de mort. Iubiții mei, haideți să vă spun astăzi ceva. În peșteră nu contează câți bani ai. În peșteră nu contează pe câți cunoști, la ANAF, la guvern, la primărie. În peșteră tot ce contează este să ieși afară de acolo. 1 Împărați 19:9, Elie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Ce a zis Domnul? Mă, îl las. Vreo 3 luni îl lasă să odihnească. Așa au zis. Auziți. Ce faci tu aici, Elie? Domnule, dar nici măcar o noapte nu îmi dai voie într-o peșteră? O noapte. Nu. Că dacă îți dau o noapte, azi mâine te obișnuiești. Mai stai și mâine și poi mâine. Auziți ce spune Domnul în 1 Împărați 19:11? Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Iubiții mei, o ieșit Elie din peșteră și spune Biblia că prin fața lui a trecut un susur blând. Nu știu care e peștera în care ești astăzi. Poate peștera unui concubinaj falimentar. Poate peștera unui diagnostic, poate peștera unei depresii, a unei anxietăți, a unei singurătăți. Că e interesant, avem 5.000 de prieteni pe Facebook și suntem singuri. Stăm în același bloc și nu ne cunoaștem vecinii. S-a sinucis cineva recent și o zis vecinii, dar era un om tare bun, zice. Bun, dar știați? Nu, dar am văzut că e la locul lui. Nu ne mai cunoaștem unii pe alții. În peșteră. N-ai vrea să dai asta în săptămâna asta florilor. Să nu faci din biserică peșteră, să faci din peșteră biserică. Să ieși afară și să spui, vreau cu soția mea și cu copiii mei să merg spre cer. Vreau împreună cu toți cei din Piatra Neamț care îl caută pe Dumnezeu să mă duc. Că o să mă întrebați, bun, dar de ce trebuie să venim la voi la biserică și după evangelizare? Și de ce? Că aici găsești lumină, aici găsești căldura,
Aici găsești mâncarea și aici găsești aerul de care ai nevoie. Vreau să facem o rugăciune acum la sfârșit, iubiții mei. Nu știu cum e viața ta, nu știu unde ești astăzi. Dar tu poți să spui ceea ce am spus și eu la 14 ani, eram pe ultimul rând la balcon, am ieșit în față. Nu o să fac chemare acum, că suntem foarte mulți aici. De acolo unde ești, nici măcar nu-ți cer să ridici cu mână. Îmi spunea un băiat de Hristă, de 15 ori am ieșit în față și nu m-am pocăit. Că după ce ieși din peșteră, nu trebuie să stai numai o zi afară, trebuie să stai toată viața afară. Și afară, citim Biblia, ne rugăm în fiecare zi, mâncăm cuvântul vieții și merem cu ceilalți care au ieșit din peșteră spre cer. Vreți asta? Ascultă-mă! Eu nu vreau să fiu cel mai bogat om din cimitirul din Deva. Eu nu vreau la finalul vieții mele să se uite oamenii la mine și să zică, bă, dar ce mașină faină avea. Oamenii nu își vor aminti ce ai făcut tu pentru tine. Oamenii își vor aminti ce ai făcut tu pentru ei. Și dacă ai fost o lumină și ai luminat calea altora, Dumnezeu prin tine va binecuvânta pe alții. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Hai să facem o rugăciune în comun cu toată inima, cu tot sufletul nostru să spunem, Doamne, scrie și numele meu în cartea ta astăzi. Doamne, dă-mi și mie o haină albă. M-am săturat de peștera în care stau. Am stat de vorbă cu un băiat o oră la noi la birou, robit de pornografie, robit de jocuri pe calculator. Și am zis, vină la biserică. M-am întâlnit după o săptămână cu el, știi ce mi-a zis? Nu-i stilul meu, zice. Zic, bun, dar pornografia e stilul tău? Din viața mea ți-am dat o oră. Puteam să-l dau la copiii mei, că am 7 acasă o oră aia. Ți-am dat o oră. Dar ce nu-ți place? O zic, nu-i stilul meu, biserica. Stilul meu parcă e viața aia de online. Iubiții mei, eu când mă duc la spital în Piatra Neamț, nu spun, domnul doctor, nu-i stilul meu spitalul ăsta. Știi ce spun? Dați-mi medicament să nu mor. Medicamentul pentru noi astăzi este pocăința. Și cel care a venit în lumea noastră poate să mai mântuiască în seara aceasta. De aceea vreau cu toată biserica, indiferent ce religie ai, să facem o rugăciune, spune Domnului ce simți. Și când vei pleca de aici, să poți pleca schimbat. Amin. Ne rugăm.